Vă salutăm din nou, bine v-am găsit la o nouă emisiune Vox Fidei, Vocea Credinței, o emisiune în care ne uităm în trecut și vedem oameni ai lui Dumnezeu care l-au crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a folosit ca să facă lucruri mari prin ei și cu ei. Pentru a, câteva emisiuni, așa cum știți, dacă ați urmărit emisiunile anterioare, ne-am focalizat și ne uităm la conceptul de ucenicie și, într-un mod special, ne uităm la acest concept a, atât în lumina scripturii, dar și folosindu-ne de un mare teolog creștin, Dietrich Bonhoeffer. Acesta a fost un pastor luteran, un om care a, a scris... A, una dintre cărțile foarte importante în domeniul uceniciei, cartea se numește Costul uceniciei. În emisiunea trecută, am făcut o scurtă prezentare a biografiei sale și ne-am uitat la câteva elemente. El s-a focalizat cu precădere pe predica de pe munte. Astăzi o să ne uităm la un concept esențial în gândirea lui Bonhoeffer despre ucenicie. Și cred că e foarte important să înțelegem felul în care el descrie ucenicia. Practic, dacă ar fi să spunem și să vorbim despre ideea centrală a uceniciei descrisă și prezentată de Bonhoeffer, el spune că biserica de astăzi, biserica lui Hristos, suferă pentru că oamenii convertiți, oamenii care vin în biserici, au ajuns să nu mai fac o distinție între harul costisitor și harul ieftin. Și majoritatea creștinilor de astăzi trăiesc o formă de har ieftin. Adică te duci la o biserică, ajungi să accepți învățătura acelei biserici, să devii membru într-un mod formal acolo și eventual să participi la întâlnirile bisericii și practic ucenicia ta se rezumă doar la atât. Bonhoeffer aduce o nouă dimensiune apropiată sau uh, inspirată din textele biblice a ceea ce înseamnă să fii ucenic. Ucenic înseamnă să înțelegi cu adevărat harul și darul pe care ți l-a dat Isus Hristos. Dacă dacă ți-aș spune că ai putea să fii creștin și urmașul lui Hristos fără o viață de rugăciune, ce mai spune? Dacă ți-aș spune că ai putea să fii creștin și urmașul lui Hristos fără să citești din cuvântul lui Dumnezeu, ce mai spune? Dacă Ți-aș spune că ai putea să fii creștin fără să frecventezi o biserică și să nu aibă nicio relevanță și importanță pentru tine viața de comunitate. Ce mai spune? Ei, vedeți, le prețuim pe toate acestea și o facem și e foarte bine că o facem pentru că ne poruncește Cuvântul lui Dumnezeu, dar exact la același nivel, de aceeași importanță, de aceeași greutate, cum este învățătura despre rugăciune, despre a, relația cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu Biserica lui Hristos, este și porunca de a face ucenici. Este una dintre poruncile importante, cu greutate, pe care ne-o lasă Isus Hristos. Nouă, adică mie și dumneavoastră. Noi suntem ucenicii Lui și Isus Hristos vrea să facem ucenici. Mergeți și faceți ucenici. Așa asta este porunca Domnului Iisus Hristos pentru noi. Așa că vă rog frumos, haideți să ne uităm împreună la Bonhoeffer să vedem ce ne spune el despre ucenicie. Principala, așa cum spuneam, principala întrebare pe care volumul o adresează este cum... Putem cum trebuie să trăim în calitate de creștini astăzi. Și el spune că în încercarea de a răspunde uh, uh, aceste întrebări, el, el, el spune că problema noastră, problema bisericilor, este că am ajuns să avem și să practicăm un tip de har ieftin. Și el vorbește despre harul ieftin, ca fiind dușmanul numărul 1 din bisericile de astăzi. Harul ieftin este în opoziție cu harul costisitor. Ce reprezintă harul ieftin? Acest tip de har pornește de la o presupoziție că datoria noastră Datoria dumneavoastră, datoria mea, datoria noastră a fost plătită în avans de către Hristos și de aceea totul se poate obține ușor. Haideți să ne imaginăm, dumneavoastră sunteți ucenicii lui Iisus Hristos, bănuiesc o bună parte dintre cei ce ne urmăriți, iar cei care încă nu ați făcut... Uh, Atașamentul, nu ați dat răspunsul acesta de a fi ucenicii lui Isus Hristos, vă dorim uh, să o faceți. Dar pentru cei care ne declarăm că suntem ucenicii lui Isus Hristos și vine cineva la noi și ne spune: Aș vrea să devin și eu ucenic. Care ar fi sfaturile, care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmeze cineva ca să devină ucenicul lui Isus Hristos? De cele mai multe ori, noi reducem lucrurile atât de mult la Aduce pe cineva la biserică, la asculta un program acolo, a participa la o rugăciune, la închinare, la ascultarea unui mesaj, eventual la ridicarea unei mâini și să spună da, mă predau lui Isus Hristos, face actul botezului și după aceea îl declarăm ucenicul lui Isus Hristos. Dietrich Bonhoeffer spune că în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, acesta este har ieftin. A deveni ucenicul lui Iisus Hristos este mai mult decât atât. Harul ieftin este cel de care dispunem noi înșine, este practic în controlul nostru. Credem că Dumnezeu ne-a iertat, că păcatele noastre au fost acoperite în jertfa lui Iisus Hristos și acolo se rezumă to toate lucrurile. Bonhoeffer consideră că odată ce am luat ca învățătură harul ieftin, am ajuns la o situație periculoasă în care omul nu își mai regretă faptele. Dacă tu ești un practicant al harului ieftin, dacă tu practic ești guvernat în viața ta de credință de harul ieftin, înseamnă că nu-ți mai plângi păcatele. Dacă săptămâna trecută ai spus o minciună, ai făcut o răutate, ai făcut o greșeală. Dacă ai harul ieftin, eventual zici, Doamne, iartă-mă pentru greșeala mea și ai plecat mai departe, dar n-ai stat niciodată să regreți într-un mod profund greșeala ta. De aceea, Bonhoeffer vorbește despre această superficialitate în pocăință, în regret, pentru că e un har ieftin. Este ca și cum uh, îți pierzi un, un, un obiect care e de puțină valoare și în momentul în care l-ai pierdut zici nu e nicio problemă o să-mi cumpăr altul sau momentul în care îți pierzi ceva valoros în, în momentul în care îți pierzi eu știu un șervețel din buzunar și zici mi-am pierdut un șervețel și te duci la dulap și îți altul sau momentul în care îți pierzi pormoneul în care ai actele și ai o sumă de bani regretul și părerea de rău după unul sau după celălalt vor fi diferite. Când este har ieftin, va fi ca și părerea de rău după un, o batistă pe care ți-ai pierdut, un șervețel pe care l-ai pierdut. Harul costisitor este ca și un regret după un lucru valoros pe care l-ai pierdut. De aceea Bonhoeffer ne vorbește despre asta. El aduce în discuție, în cartea sa, aduce pe Martin Luther și el vorbește despre Martin Luther ca fiind unul dintre oamenii care a căutat să împlinească ascultarea de Hristos. Dar a încercat sau a început să facă asta între pereții mănăstirilor călugărindu-se. A experimentat acolo eșecul de a ajunge la Dumnezeu pe calea eforturilor proprii. Dumnezeu i-a arătat tot acolo că ucenicia nu reprezintă performanța meritorie a câtorva oameni, ci este porunca lui Dumnezeu pentru toți creștinii. Nu în izolare trăiești harul costisitor, nu separându-te de oameni, nu cre, creindu-ți mic, mica ta lume în care tu te învârți și nu mai ești ispitit, nu ești atacat, nu ești bajocorit de către ceilalți, ci trăind în comunitate. Un citat din, din Bonhoeffer spune fuga monahului, referindu-se la Luther, de viața lumească s-a dovedit a fi cea mai subtilă formă de iubire a lumii. Practic, în momentul în care tu te închizi și zici vreau să mă închid în lumea mea, în comunitatea mea, să nu mai interacționez, să nu mă expun celorlalți cu credința mea, practic este o formă lumească, este o formă de har ieftin până la urmă. Bonhoeffer condamnă harul ieftin care spune el în loc să ne deschidă drumul spre Hristos, ni l-a închis. În loc să ne cheme la ucenicie, ne-a îndrăgit în neascultare. Practic, noi ne-am. Ne ne rezolvăm problema păcatului într-un mod foarte ieftin. Am ajuns să spun o minciună, am ajuns să fac o înșelătorie, am ajuns să nu-l iubesc pe fratele meu, am ajuns să vorbesc de rău pe cineva. Toate acestea sunt elemente, știți de unde? Vă vorbeam în emisiunea trecută, din Predica de pe Munte. Citiți-o și trăiți-o. Este pentru ucenici, pentru mine și pentru dumneavoastră. Citiți acolo unde ni se cere să iertăm pe cei ce ne greșesc. Acolo, în rugăciunea Tatăl nostru și în acele texte din predica de pe munte, ni se spune să, să, iertăm. Dacă ești un ucenic care crede în Harul Costisitor și ai pe cineva care ți-a făcut rău, care ți-a greșit, ești chemat să-l ierți. Dacă ești un ucenic al lui Iisus Hristos și cineva Ți-a făcut rău, ești chemat să-l binecuvintezi. A crede în harul costisitor înseamnă să binecuvintezi, nu să blestem. Înseamnă să te duci două mile, nu una. Înseamnă că dacă ți se cere haina, să dai și cămașa. Înseamnă să trăiești legile acestea, normativul uceniciei lăsat de Domnul Isus Hristos în predica de pe munte. Nu se putea ajunge decât aici, Omul amăgit și slab, odată intrat în posesia harului ieftin, s-a simțit numai decât puternic, dar în realitate a pierdut puterea de a trăi o viață de ascultare și de ucenicie, spune la pagina 52 din uh, cartea sa Dietrich Bonhoeffer. Adică ajungi să crezi că ești grozav, să crezi că ești deosebit, dar tu ești nimic mai mult. Nimic mai puțin decât posesorul harului ieftin. Tu îți rezolvi păcatele într-un mod superficial în loc să te adâncești în pocăința ta. Harul costisitor, spune Bonhoeffer și aș vrea să ne întoarcem acum înspre harul costisitor. În primul rând este costisitor pentru că l-a costat pe Dumnezeu viața fiului său. Pentru ca noi să putem fi iertați. De minciuna, de răutatea, de invidia, de orgoliul nostru de săptămâna trecută, de ieri, a trebuit să se plătească un preț. A fost prețul mare plătit cu scump sângele Domnului Isus Hristos. Nu banaliza păcatele tale și iertarea lui Dumnezeu. Este costisitor pentru că osândește păcatul, este har pentru că îl justifică pe păcătos. Dumnezeu l-a osândit pe Iisus Hristos ca să ne justifice pe noi acolo. Este costisitor harul pentru că îl silește pe om să ia jugul uceniciei urmândul pe Hristos. Este har pentru că Iisus spune, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. De aceea, harul acesta este un har costisitor. E o chemare la ucenicie, practic este o chemare la jung. Este o chemare să te unești cu Hristos și să tragi, să umpli împreună cu El. Dragul meu ascultător, aș vrea să te întreb ce fel de ucenic ești, ce fel de har profesezi, un har costisitor, un har care te înjugă cu Isus Hristos, un har care te face să te doară pentru păcatele tale, un har care te face să simți împreună cu Isus Hristos dorința de a duce Evanghelia mai departe celor nemântuiți, de a avea Isus mai mulți ucenici, sau un har ieftin. Un har care uh, te face să spui rugăciunile dimineața și seara, eventual. Am întrebat într-o biserică uh, câți dintre ei, câți dintre cei ce erau acolo pot spune că au măcar un ucenic. Că au fost folosiți de Dumnezeu să facă măcar un ucenic. Asta după ce am vorbit despre ucenicie uh, în câteva sesiuni în biserica respectivă. M-am uitat peste ei și nici unul de acolo n-a ridicat mâna sus. Câți ucenici ai? ce fel de har trăiești? Este o întrebare esențială. În comparație cu harul ieftin, harul costisitor este cel care te cheamă și te îndeamnă să renunți la tot ce îți este mai drag pentru a-l avea. Chemarea lui Isus Hristos, la harul acesta costisitor te face să-l pui pe el deasupra uh, tuturor lucrurilor își vrea să trecem la partea finală a emisiunii și să înțelegem Dietrich Bonhoeffer ne dă șase elemente despre ucenicie care cred eu că sunt foarte importante își vrea să stai eventual să-ți iei un pic, o hârtie și să le notezi și să vezi dacă sunt parte din viața ta dacă, dacă ești cu adevărat ucenic Ferice, o să încep cu un citat din Bonhoeffer din nou. Ferice de cei pentru care ucenicia în ascultare de Hristos nu înseamnă nimic altceva decât o viață trăită prin har, iar harul nimic altceva decât ucenicie. Șase lucruri. Ucenicia presupune renunțare, primul lucru, renunțare. Ucenicia presupune ascultare, zice Bonhoeffer. Al doilea lucru, ascultare. Ucenicia presupune relație personală cu Isus Hristos. Al treilea lucru, relație personală cu Isus Hristos. Ucenicia presupune chemare, că ai auzit chemarea lui Isus Hristos. Al cincilea lucru, ucenicia presupune chemare combinată cu ascultare, adică nu reduci ucenicia doar la faptul că ai, ai auzit chemarea și ai răspuns, răspuns chemării, pentru că atunci s-ar putea să ajungi să trăiești harul ieftin, doar la un nivel intelectual, doar acceptarea, ci să combini chemarea cu ascultarea de Isus Hristos. Iar ultimul element adus în de către Bonhoeffer în discuție este ascultarea ca fundament pentru credință, ascultarea ca fundament pentru convingerile tale. Practic, convingerile tale sunt bazate sau sunt manifestate în ascultare. Haideți să ne uităm pe rând la fiecare dintre cele șase. În primul rând, ascultarea sau ucenicia ca și renunțare. Când vorbim despre renunțare, vorbim la o renunțare la un stil de viață. Exemplu dat de Bonhoeffer aici este Avram. În momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Avram, îi spune ieși din țara ta, ieși din neamul tău și vină după mine. Și Avram vine și pleacă după, după Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Această renunțare, dacă vreți, este prezentă din nou la chemarea pe care le-o face Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Ei erau pescari, unii își cârpeau mrejile, erau cu lucrul lor de fiecare zi. În momentul în care Iisus Hristos vine în viața lor, le schimbă contextul. Are loc o renunțare. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, ni se vorbește despre o renunțare, despre lasă morții să-și îngroape morții și tu vino după mine. Practic, trebuie să existe o renunțare în viața ta la contextul tău, la obiceiurile tale, la direcția ta și să pornești după Isus Hristos. Al doilea element adus în discuție este ascultarea. Răspunsul ucenicului nu este o mărturisire de credință în Isus, ci un act de ascultare. Observați cât de cât de puternic pune cât de mult pune accentul Bonhoeffer pe ascultare pentru că el trăia într-o biserică în care oamenii ajunseseră să devină creștini prin botezul copiilor de mici oamenii ajunseseră să se nască într-o țară creștină, într-un popor creștin și să se declare creștini. ori Bonhoeffer spune nu, 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 să nu confundăm este un drum sigur înspre harul ieftin Ucenicia implică ascultare de cuvintele lui Isus Hristos. Ești un ucenic cu adevărat în momentul în care asculți. Dacă ne uităm în viața de zi cu zi, cineva care învață meserie de la un profesor, de la un specialist, în momentul în care ești învățăcel, ești ucenic acolo, trebuie să. Te duci și să asculți de ceea ce spune învățătorul dacă vrei să performezi din domeniul respectiv. Este la fel și aici, ne spune Bonhoeffer. Numai cel ce crede este ascultător și numai cel ce ascultă crede. Cele două nu se pot separa. Numai cel ce crede este ascultător și numai cel ce ascultă crede. Cele două trebuie combinate, împletite. Credința ta te duce la ascultare și ascultarea ta te duce la credință. Bonhoeffer spune nimeni să nu se mire că nu poate veni la credință atâta timp cât, cât într-o anumită privință făcând dovada unei neascultări intenționate se împotrivește sau ocolește poruncile lui Isus Hristos. Dacă vrei să vii la credință nu trebuie să ocolești poruncile lui Isus Hristos ci trebuie să, să le împlinești, să le asculți, oricare ar fi ele. Suntem chemați să intrăm în legământ, cu Iisus Hristos suntem chemați să-L mărturisim, pe Iisus Hristos suntem chemați, ni se poruncește să ne botezăm, botezul credinței, ni se poruncește să iertăm, ni se poruncește să iubim, ni se poruncește să mărturisim, trebuie să le facem pe toate acestea. Următorul pas este, ucenicia presupune o relație personală. Ucenicia nu înseamnă acceptarea unor, unor set de informații, ci implică o relație pe care trebuie să o ai cu Iisus Hristos, o unire pe care trebuie să o ai cu Iisus Hristos. Un creștin fără Hristosul viu este inevitabil un creștinism fără ucenicie, iar un creștinism fără ucenicie este întotdeauna un creștinism fără Isus Hristos. Trebuie să fie această relație între tine și Isus Hristos. Ucenicia presupune chemare și am discutat deja mai devreme din Luca, din Matei, în Marcu, peste tot Iisus Hristos și cheamă ucenicii. Pe tine, ca să fii ucenic, pe dumneavoastră, trebuie să vă cheme Iisus Hristos la el, să veniți, să-L urmați. De aceea e foarte important să înțelegeți că Iisus Hristos te cheamă, dar apoi este răspunsul pe care noi... Uh, uh, trebuie să-l dăm. El este singurul care cheamă. Noi nu putem să facem ucenici în numele lui Iisus, sau ai lui Isus, el este învățătorul, noi suntem ucenicii lui care vrem să facem împreună cu el alți ucenici, dar chemarea este a lui Isus Hristos. Aduți aminte de lucrul acesta. Iar un alt element este. Ucenicia înseamnă chemare și ascultare care duc la credință. Din nou, chemare și ascultare care duc la credință. E, e foarte interesant ce spune Bonhoeffer. Uneori s-ar putea să nu crezi ceva, nu are importanță, ascultă de Isus Hristos și o să vezi că până la urmă o să... O să vezi rațiunea lucrurilor, o să vezi sensul lucrurilor. În momentul în care îl asculți, în momentul acela o să ai binecuvântarea credinței. Ascultarea ca fundament pentru credință. El crede că ascultarea este esențială. De aceea, în, aceste, în această emisiune, aș vrea să înțelegem că Isus Hristos ne cheamă să fim ucenicii Lui. Ești chemat și tu, ești provocat și tu astăzi să fii Ucenicul lui Isus Hristos. Dar un ucenic al lui Isus Hristos nu trăiește într-un har ieftin, trăiește într-un har costisitor. Un ucenic al lui Isus Hristos înțelege că trebuie să fie renunțare, că trebuie să fie ascultare, că trebuie să fie relație personală, că trebuie să fie chemare, că trebuie să fie o chemare și ascultare care duc la credință și că ascultarea este fundamentul principal pentru credință. Fie să fiți niște ucenici care fac ucenici, niște ucenici care au o relație cu Isus Hristos și care împlinesc poruncile lui Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze.